Bună seara, sunt Roxana Gheorghean. Bun găsit la informațiile despre vreme. Să vedem pentru început cum va fi atmosfera pe continent, așadar în partea de est și în cea de nord-vest a Europei. Cerul va avea înorări și va ploua. Pe arii restrânse în nord-vest se vor strânge cantități însemnate de apă. În zonele montane, la altitudini mari, vor fi posibile și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În restul continentului, cerul va fi variabil, iar ploi vor fi doar pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări în nord-vest și în nord-est. Valorile termice vor crește ușor în partea central-vestică, iar în rest nu se vor modifica semnificativ. La noi în țară, la noapte, va ploua la munte, în nord-vestul și în centrul teritoriului. La altitudini de peste 1700 de metri vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla cu putere în zona montană înaltă a Carpaților meridionali și a Carpaților de curbură, unde se vor înregistra viteze de peste 70-90 de km pe oră. Temperaturile minime se vor situa între 4 și 12 grade, iar izolat vor fi condiții de ceață. Mâine vom avea parte de vreme rece în cea mai mare parte a țării. Va mai ploua slab în zonele montane și submontane, precum și în vest, nord-vest, centru și izolat și în restul țării. La altitudini de peste 1700 de metri vor fi și ninsori sau lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări la munte, unde pe creste se vor depăși 60-70 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 21 de grade. În capitală, temperaturile se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Mâine, maxima se va situa în jurul valorii de 20 de grade. Pe cer vor mai fi câțiva nori, dar nu sunt anunțate ploi. Miercuri, termometrele vor indica o valoare maximă de 21 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Joi, în schimb, vom avea parte de vreme frumoasă. Pe cer vor mai fi câțiva nori, dar va fi prezent și soarele. Temperatura maximă va atinge, iată, 22 de grade. La munte se anunță vreme rece pentru această dată, cerul va fi variabil, însă vor fi unele înorări pe parcursul zilei, când vor fi posibile și ploi slabe. La altitudini mari sunt anunțate și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări, iar pe creste rafalele vor depăși 60-70 de km pe oră. Valorile termice mai scad puțin, astfel că acestea se vor situa mâine între 4 și 7 și 14 grade. Să vedem ce vești au meteorologii și pentru zilele următoare. Miercuri vom avea parte de temperaturi normale pentru această dată în cea mai mare parte a teritoriului. Maximele se vor încadra între 14 și 21 de grade. Pe cer vor mai fi câțiva nori, dar nu sunt anunțate ploi. Dimineață, în special în regiunile intracarpatice, va fi ceață. Joi, vremea se va încălzi în cea mai mare parte a teritoriului. Temperaturile maxime se vor situa între 16 și 25 de grade. Cerul va fi variabil, însă spre seară se va înora în estul teritoriului, unde pe arii restrânse vor fi posibile ploi slabe sau burniță. Dimineață și noapte pe alocuri se va forma ceață. Acestea au fost informațiile despre vreme, însă vă aștept și la Focus 23 cu prognoza meteo. Să aveți o seară minunată, numai bine!